Republica Moldova este un partener important al NATO, este un partener comun al NATO și Uniunii Europene și de aceea suntem pregătiți să sprijinim Moldova în solicitările care le face către NATO, către Uniunea Europeană, către lumea democratică civilizată cu privire la nevoia de a sprijini independența, reziliența și capacitatea de a rezista acestui atac hibrid pe care Rusia îl are la adresa Republicii Moldova. Republica Moldova nu este în pericol militar, pentru că Rusia nu are suficiente forțe să facă joncțiunea cu Transnistria prin Odessa, dar este supusă unui atac hibrid al întregului arsenal de atac hibrid pe care Rusia îl are la dispoziție, șantaj energetic, presiune publică, dezinformare, manipulare și instigare la proteste și la schimbarea direcției occidentale a Republicii Moldova. Deci pentru NATO și pentru mine ca român, Republica Moldova aparține democrațiilor europene și vom ajuta să reziste și să vină cât mai repede către Europa.